Felicitări, tineri călugări! Ați atins un nou nivel de pregătire. Ca discipol Shaolin, trebuie să alegeți și antrenați împreună un nou Shoku Shaolin. Vizia voastră trebuie să fie unanimă. E un lucru pe care nu-l înțeleg. De ce poartă tinerii călugări numere? Nu o să o găsești aici, tinere călugăr. Să fiu sincer, tu mi-amintești de cineva foarte cunoscut. Tinere călugăr, cum te numești? Că tot vorbim de dragoni, e timpul să le spunem tinerilor călugări legenda dragonilor Shaolin. Un fenomen ciudat, într-adevăr. Joe, răbdarea e o virtute. Nu uita, acțiunile impulsive au consecințe nedorite.